Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod pe canalul Grădina Lui Dan. Astăzi suntem în data de 15 mai și deja să știți că a venit vremea să punem plasele de umbrie peste grădini și solarii. Lucru pe care eu deja am început, vedeți că am pus pe unul dintre solarii, am pus plasa de umbrire și acum vreau să montez și pe al doilea. Și m-am gândit să vă arăt exact cum montez această plasă de umbrire și să vă spun câteva lucruri care mie mi se par foarte importante și am observat că majoritatea oamenilor cu care vorbesc despre acest lucru nu îl cunosc. Deci putem să cumpărăm plasa de umbrire exact când ne trebuie. Da? Nu trebuie să cumpărăm role de 50-100 de metri în condițiile în care nouă ne trebuie 10 metri sau, nu știu, 8 metri. Și este adevărat, este un pic mai scumpă față de prețul la rolă pe metru pătrat. Dar gândiți-vă că surplusul acela nu o să-l folosiți niciodată, trebuie să-l depozitați sau dacă ajunge să-l folosiți o să fie deja îmbătrânit. Pentru că și această plasă de umbrire are și ea o durată de viață. De exemplu, mie la acest solar îmi trebuie lungimea arcade fiind de 7,5 metri, îmi trebuie o plasă de umbrire de 8 metri lățime. Și cât lungimea solarului. Exact așa mi-am comandat-o. 8 metri lățime cu 20 de metri lungime. De fapt, am luat un pic mai mult, am luat 20 de metri, pentru că vreau să-mi coboare un pic și pe capete și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți la fel. Deci, și în grădini, și pe solar, trebuie să ne cumpărăm plasa de umbrire exact după dimensiunile care ne trebuie. Putem să facem acest lucru printr-o comandă telefonică sau pe site la www.semințeplante.ro, de unde mi-am procurat și această plasă. Și avem orice lungime la lățimile de 2 metri, 4 metri, 6 metri, 8 metri, 10 metri. Deci lățimea este foarte importantă. Știu că mulți dintre noi să cumpărați plase de umbrire de 2 metri lățime pentru că e cea mai accesibilă ca preț și ziceți că asta o nădesc eu. Este foarte greu să coasem o plasă de umbrire, eu știu că lungime de 10 metri, eu știu, 3-4 cusături. Acum o să vă arăt cum montez eu această plasă. Deci, pentru montare am nevoie de... Eu folosesc această sticlă pe care am pus-o cu apă și am pus o ață ca să trec plasa de umbrire peste solar. Și ca să o prind, pentru că mie îmi permite construcția solarului să prind cu clipsuri metalice, clipsuri de plastic în acest caz, pentru că am țeava de la margine de o jumătate de sol, de 22 de mm. Și mi-am procurat clipsuri cu care o să prind plasa. Și bineînțeles, o să pun o protecție pentru clips, felul acesta, deci clipsul o să vină peste această folie, ca să nu rup plasa și o să aibă și o prindere mult mai bună, mai puternică.
Aceste clipsuri le găsim și la dimensiuni mai mari. Deci acestea sunt de FI22 pentru țeava de jumătate de țăl, dar găsim și pentru țeava de 3 sferturi, pentru țeava de un țăl, pentru țeava de un țăl jumate. Și cred că și pentru 2 țăl, nu știu, nu sunt sigur. Dacă aveam eu o bere în față și tu o bere în fața asta, hai să beau eu? Da. Ha? După aia bei tu, după ce beam eu. După mine trebuie să-i respect. Asta a fost o puci. Deci cam asta a fost cu casa de umbrire, ați văzut, nu durează foarte mult, dacă avem sistemele de prindere adecvate, se prinde foarte bine, deci eu nu o să mai am nicio problemă cu această plasă, oricât de tare ar bate vântul, până la toamnă, până nu știu, în luna octombrie, când o să dau jos. Vă sfătuiesc să faceți și dumneavoastră la fel, pentru că temperaturile au început să crească, soarele este foarte puternic, foliile profesionale amplifică puțin lumina. Deja, eu știu, plantele legumicole pe care le aveți în solar au legat primul rod și al doilea rod la unii. Avem deja gogonele, fructe și următoarele etaje florale o să fie într-o temperatură foarte mare, pentru că chiar și cu solarul deschis la maxim, pe timpul zilei putem să avem înăuntru, eu știu, 48-50 de grade. Am măsurat eu chiar zilele trecute, când era soarele puternic și am avut 50 de grade în solar, condițiile în care era deschis. Vă mai spun încă o dată, este imperial să cumpărăm plasa de umbrire exact după dimensiunile pe care ne trebuie. Avem această posibilitate printr-o simplă comandă telefonică sau pe site la www.semințeplante.ro. Costurile o să fie oricum mai mici, pentru că nu cumpărăm role întregi și după aceea să muncim, eu știu, o zi întreagă să cosem această plasă de umbrire. Să știți că și eu am încercat în anii trecuți și este foarte greu spre imposibil. O să vedeți câte plasă de umbrire folosesc eu pe timpul verii. Umbresc aproape toată curtea, pentru că căldura nu place nimănui, mai ales plantele. Cam atât a fost pentru acest videoclip. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până.